Ești minunată, Diana. Mișcările tale sunt atât de rafinate. Ești perfectă pentru rolul Aurorei din Frumoasa din Pădurea Dormită. Hai, te rog, să facem acum partea cu Prințul Desire. Și... unu și doi. Stați atât de bine împreună. Pare chiar că sunteți îndrăgostiți. Păi chiar suntem. Excelent! Haideți acum să repetăm de la poza pe care am văzut-o. Și... unu și doi. Și trei și patru. Și cinci și șase și... 7 și 8. Și rație. Stai. Stop. Ce e zgomotul ăsta? Hai să mergem cu ea. Oribil, ce muzică. Ce e aici? Ce-i gălăgia asta? E muzică, nu e gălăgie. Bună ziua și dumneavoastră. Asta e muzică? Trep. Minunat. Dar noi avem un spectacol de pregătit. Ne pare rău, dar am închiriat pentru un studio muzical și noi avem piese de repetat pentru spectacol. Sunt convinsă. La barul din colț. Poți să dai mai încet? E atât de tare încât nu mai aud muzica lui Tchaikovsky. Doamnă, muzica e muzică. Și nouă ne place trepul cum vă place dumneavoastră, domnul acesta, Tarkovski. Tchaikovsky! Mă rog, ideea e că nu am vrut să vă deranjăm și noi avem de repetat piesele noastre. Sunt de acord cu voi, dar puteți să dați mai încet să nu-mi întrerupeți repetiția? Ok, poate am putea să luăm o pauză până terminați repetiția. Haideți să repetăm, fetelor. Și tu. Eu am plecat, pa. Stai, nu mergi acasă? Nu, mă duc să mă văd cu cineva. Oh, stai. Cum cu cineva? Vreau și eu să știu. Îți spun dacă merge bine. Stai, cine e? Vreau și eu să-l cunosc. E un tip pe care l-am cunoscut într-un bar. Într-un bar? Da, e barman. Hai, mă, Nadine, pe bune? Cum să ești cu un barman? Ești balerină, educată, dintr-o familie bună. Diana, eu nu sunt ca tine. Nu pun preț pe tâmpenile astea. Hai că mă ții de vorbă și mă grăbesc, pa. Bine, ai grijă! Prințesa a fost folosită de servitoare? Poftim? În baletul pe care le repetați. Nu este servitoarea. Am tras cu ochii puțin. A, da, este... prietena mea, Nadine, și colega mea de apartament. Apropo, eu sunt Luca. Eu sunt Diana. Diana, wow, chiar ai nume de prințesă. Și joci într-un balet în rol de prințesă. Alteța dumneavoastră are nevoie să duc undeva? Mulțumesc, dar sunt cu mașină. Frumoasă și luxoasă, dar în aia nu vei ști niciodată ce înseamnă adrenalina. Mulțumesc frumos, dar cred că prefer să merg acasă cu mașină. Gata date-ul? Da. Păi? Și mie nu-mi povestești? E simpatic. Îmi face să râd și arată foarte bine. Și e barman. Știu că pentru tine asta e ceva îngrozitor. Dar pentru mine contează cum mă face să mă simt. Cred că e greu să te îndrăgostești de cineva care nu are aceleași gusturi ca tine. Aceeași educație. Ce spui tu acolo sună la fel de plictisitor ca salata pe care o mănânci. Ai mai văzut o prințesă grasă? Trebuie să-mi intru în formă pentru spectacol. A venit iubițelul Sorin.
Și e îmbrăcat la 4AC. Vine imediat. Adevărul e că arătați bine împreună. Prințul și prințesa. Nu e cine știe ce. Ieșim și noi puțin în oraș. Dar nu ești încântată de Mr. Perfect? Pare că are tot ce-i trebuie. Inteligență, eleganță, statut. Da, e ok, cred. Gata? Mergem? Arătați foarte bine împreună. E doar un film, Nadine. Dar am zis doar că arătați bine împreună și că ați face un cuplu frumos, atât. Sunt perfect de acord. Prințul Desire și prințesa Aurora. Da, iar Nadine se va transforma într-un dragon, iar tu într-o broască. Hai să mergem. Să știi că asta era în altă poveste. Perfect. Mulțumesc mult, dragilor. Ne vedem data viitoare. Pentru Diana, ai fost foarte distras la întoarcerea aia. Te rog, ai grijă. Prințesele au terminat. Hai să repetăm și noi. Hai. A plecat foarte frumos. Hai să mergem. Hai. Frate, lasă prințesele și concentrează-te aici la treaba noastră. Nu mai visa la prostii, că fata nu o să uite niciodată la un ca tine. Asta e de aia care visează prinți îmbrăcați la costume, eleganți, romantici. Nu te încadrezi, crede-mă. O să vezi că nu trebuie să fiu un prinț ca să îndrăgostească de mine. Hei, ce faci aici? Hei, sună foarte mișto ce mixați aici. Am venit să vă ascult. Bine, ia-ți un scaun. Șez. Tot nu poți să faci. Păi e grea. Du-te tu înainte. Eu mai stau aici un pic. Hai bine, dar să nu stai mult, că nu putem să începem repetiție fără tine, da? Sigur. Elisa e nebună. Nu știu cum își pierde timp cu zdrângăneale alălora de muzică. Poți să-ți conduc acasă? Cred că sunt puțin în plus. Trăsura dumneavoastră este gata. Ești nebun? Cum poți să crezi că mă voi urca vreodată pe un skateboard? Nu este o placă de skateboard. E o trăsură fermecată. Trăsura fermecată este din altă poveste, prostuțule. Toate poveștile sunt la fel. Vreau să te duc acasă. Iartă-mă. Dar sunt cu mașina. Luca! Luca, Vlad spune că te așteaptă la repetiții. Nu pot acum. Dar Luca! Nebun? Am zis că te conduc acasă și mă țin de cuvânt. Ești o prințesă. Prințesele merită să fie înconjurate de atenție. Este un gest foarte drăguț, dar nu trebuia să rup florile. Pentru zâmbetul ăsta. Ce să zic? Râzi un pic ca proasta? Taci din gură. Eu n-aș putea fi cu cineva care nu este ca mine. Taci din gură că te lași la metrou. Și? Cum merge cu prințesa? Frate, chiar îmi place mult fata asta. Am observat după cum te uiți la ea, dar nu cred că ai prea multe șanse. Nu vă potriviți. Ea e delicată, elegantă. Nu bate străzile cartierului ca noi. Știu.
Știu, dar cred că mă place. Am reușit să fac să zâmbească. Dacă ar fi de ajuns, aș avea multe iubite. Toate râd când mă văd. Nu mă, pe bune, am simțit după cum mă privește, chiar dacă ea zice altceva. Cred că frățiorul meu s-a îndrăgostit. Lasă că e bine, poate așa-ți vine inspirația și compune și noi o piesă bună. Zâmbește și... și doi, și trei, și patru, și cinci, și șase, și șapte, și opt. Aplauze! Foarte bine amândoi. Un singur lucru. Sorin, ai grijă la ridicare. Ai venit puțin prea în față. Ne vedem mâine. Mersi, mersi. Uite, sper să-ți placă. Wow! De unde știi că îmi place freșul de mango? Nici măcar nu e atât de popular. Ești o prințesă. Prințesele nu beau freșuri comune, nu? Mi-a șoptit o păsărică. Cred că știu care păsărică. Îți mulțumesc din suflet. E freșul meu preferat. Vrei și tu să încerci? Sigur. De ce lași să-ți o fure de sub nas așa? Tu ești mai ambițios. Nu e nimic între ei. Nu s-ar uita Diana la un trapper din ăsta. N-aș fi atât de sigură. Mai întâi a dat o floare, iar acum beau sucul de mango la două paie ca doi îndrăgostiți. O spionează în fiecare zi. În locul tău nu aș fi atât de încrezător. Cine era? Ai primit ceva. Ce-i cu astea? Diana, pentru cea mai frumoasă fată din lume. Sorin. Ce flori frumoase ți-a trimis Sorin. Super romantic. Da, sunt ok, cred. Ai fost mai încântată de floarea pe care ți-a oferit-o Luca decât de florile astea scumpe. Poate că mă las surprinsă de lucrurile la care nu mă așteptam. Hai să mergem la repetiții, întârziem. Tu te știi și agenta. Poate nu ești chiar atât de figurantă cât pe cât credeam. Poate nu-ți mai bagi coada. Ce te-ai face fără mine?